Cum se numește rapperul preferat al lui Vlad Țepeș? Cum? Spike. Bine ați venit la Glumea Proastă alături de Spike, Nana și Andreas. Ei bine, conceptul este foarte original și foarte nou. Eu l-am inventat. O să ne spunem glume proaste. Dacă eu zic o glumă, să ai crede, am luat un punct, la 3 puncte schimbăm. N-am căutat glumele pe TikTok sau ceva. O să avem aceleași glume astăzi, dar e bine așa. Haide, ești pregătit? Începi tu sau încep eu? Bă, începe tu, că eu nu sunt foarte bine convins de glumele mele, pentru că le-a scris Ana în mașină, fiindcă nu eram pregătit dinainte. Așa că începe tu. Deci dacă tu râzi... spun doar că e foarte greu să mă faci să râd. Nu știu, mi se pare foarte puține glume amuzante. Deci fii atent. Deci, atent, dacă râzi, eu iei punct. Ok. Da. Dar și eu dacă râd la propria mea glumă, tu iei punct. Nu merge așa, oare? Ba da, ba da. Că n-am nevoie să râdem, gen. Ah, okay. Deci dacă eu râd la propria mea glumă, ai luat un punct, gen, și e bine. Bun, bun. Râs nu se pune și zâmbit, gen, adică poți adică să... poți să fac așa. Da, da, da. Ba, eu zic că s-ar pune, mă. Nu se pune. N-ai că să te abții, gen. Bine, hai. Dacă fac așa... discutabil, vedem ce zice juriul. Ce e albastru și umblă sub pământ? Apă. O rămân training. O rămân training? Da. Pare ușor de acolo. Bă, dacă te uiți față în față așa cu un om, gen, e foarte greu să nu râzi. Mi-am întrebat tata de ce nu prea semănăm. Tata. Și m-a întrebat înapoi. În ce mașină suntem? Și eu am zis Fiat. În Fiat suntem. Și a zis exact. De aia. Ce glumă răutăcioasă. Știi a ce miroase în gât? Nu. Amigdale. Lame. Amă că e bună. A fost mai bună. A fost mai bună. Știi cum lași un prost în așteptare? Știi? Nu știu. Îți spun mâine. Știi cum se cheamă o insectă care se angajează la un restaurant? Nu. Urechelnerița. Să-mi termin glumele, gen, nu o să râdă nimeni și e bine așa. Ce trebuie să-i faci unui hipopotam care are diaree? Loc. Știi când stă barza într-un picior? Când e în cuib, nu? Nu știu. Când ridică pe celălalt. De ce are câinele coada la spate? Scooby, de ce are coada la spate? Nu știu. Că în față e el. O să râde cineva la clipul ăsta? Nu cred. Sau suntem noi foarte neamuzanți? Știi că s-ar numi un canal de YouTube care n-ar muri niciodată? Cum? Iliescu Vlogs. Într-o zi, femeile vor conduce lumea. Faza e că nu prea știu cum o parcăm. Cum se numește un pirat care a ieșit la pensie? Cum? Expirat. Cum se numește un scriitor care salvează animale? Petrescu. Camil Petrescu. O știam! Am luat Nana punct, a luat Nana punct. Am și un punct? Da, da, da. Normal. Ce face un pescar între două ziduri? Ce face? Le dărâmă. Le dărâmă. Le dărâmă. Rămă. Bă, chiar e mult mai ușor să te abții aici, nu știu de ce. Gen, chiar nu mai e așa funny, din spate e mult mai amuzant. E puțin urât asta. Cea mai tristă sărbătoare din Somalia e Crăciunul. Și de ce? De ce? Că cine nu mănâncă nu primește cadou. De ce a trecut un om fără o mână stradă? De ce? Ca să ajungă la second hand. Rău, rău. Ce rău! De ce sunt aere condiționate în spitale? Îmi vine o glumă proastă, nu știu, nu. Nu știu de ce, nu știu de ce sunt aere condiționate în spitale? Nu. Să nu se strice legumele. Ma, cum se nume? Doi boschetari care se bat cu pietre. Nu. Hai că n-am văzut asta gluma, n-a... Dar n-a râs! A râs! A râs! Bine! Dar m-am încurcat, asta e vreo să zic gluma pe mine. Oricum și pe aia cum fia, citit-o de toți banii. Da, 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 da. Cum se numește când se bat doi boschetari cu pietre? Să taie cu perne. Bă, nu, e urâtă tu, mamă, e urâtă rău de tot, e urâtă rău. Am mai zis-o, dar nu? E bine, două bă. Bă, dar e urâtă rău gluma, mă, nu. Cum se cheamă un câine fără picioare? Hot dog. Nu se cheamă, că nu poate să vină.
Bă, o știam. Dar e destul de bună, dar o știam. Ce e verde și miroase a vopsea? Dar nu e așa gluma, o știu și eu. Hai fi. Ce e verde și miroase a vopsea? Mhm. Vopsea verde. Da. Dar nu era așa gluma. Bă, așa era. Bă, nu. Bă, așa am citit. Așa am citit. Știi care e diferența dintre un frigider și un WC-ul? Nu. În frigider ouăle stau așezate, iar în WC-ul atârnate. Bun. Nu pare că a prins-o. Ba, am prins-o, mă, dar nu mi se pare funny, nu știu. Două bomboane stăteau pe acoperiș. Două bomboane. Una din ele sare. Era de mentă. Cum se numește rapperul preferat al lui Vlad Țepeș? Cum? Spike. Și vitamine refasole. Beșine. Era beșinagen. Mulțumesc, Gami, pentru explicație. Beșine. Guvernul a adunat o mulțime de nespălați și a numit Brigada Anti-Dero. De ce nu poate ajunge un cocoșat în rai? De ce? Pentru că acolo este lumea celor drepți. Iubitul meu e puțin mai închis la culoare și suntem împreună cam de un an. E un rom antic. Dacă tot suntem așa la birou, e ca un interviu. Unde te vezi, Gami, peste 5 ani? Nu știu. În oglindă. De ce am mers mai unele la urmă? Scuze. Sunt prea bun. Sunt prea bun, gen. Cel mai amuzant om în viață. Eu sunt. Așa că te-a. Hai, lasă, nu se pune. Ba, aia nu se pune. Bine, hai, se pune. Hai. De ce am mers mai unele la urgențe? Pentru că s-a tăiat. Știam pe asta, știam pe asta. Știi unde s-ar muta Iliescu? În tineretului. Mamă, așa, hai. Bă, dar nu mă mai lași pe mine să zic? Ah, da, bravo. Voiam să prind. Haide, mă, râzi. Dacă n-ai fi vlogger, știi ce meserie cred eu că ai avea? Electrician. De ce? Pentru că ai priză la femei. De măcar era adevărat, da. Ce flori se oferă un vasuit de Valentine's Day? Toporaș. Ok. Dacă tot ai dus-o acolo, ce zic fructele când le e frig în Moldova? Brr. Și reșe. Știi ce a făcut Manole Anei? Bodybuilding. Orice copil are un zâmbet frumos. Mai ales și de la Cernobâl, radiază. De fericire. Cum îi recunoști mașina unui manelist în parcare? Este fără număr. Știi de ce a trecut castravetele strada? Pentru că era verde. Pentru că era roșu. Eu știu. De ciudă. De p***a mai. Știi ce zice un cuțit care pleacă la muncă? Bă, e o tai. Am fost ieri la o înmormântare. Așa? Mortală atmosfera. Mă bucur. Ce are două picioare și sângerează în timp ce fuge? Nu știu. Jumătate de câine. De ce a pierdut laptele la concursul de iaurturi? De ce? Pentru că s-a dat bătut. Ce fac doi gemeni într-un câmp? Seamănă. Și mai amuzant om din lume. Știi ce face o formație la semafor? Nu. Așteaptă petrecerea de pietoni. Interesant. După clovnul a făcut din prezervativ un cățeluș. Inginer, domne. Știi? Trebuie imaginat, gen. Ok, credeam că o să fie mai amuzant. Imaginează să stai câmpul. Da. Pe câmp erau doi cai. Iar aici era unul alb și unul mai încolo. Ți-ai imaginat? La biserică e 50 de lei un pomelnic. L-am șicanat pe unul în trafic, mi-a pomenit toți morții gratuit. Bula avea un cal. Și calul n-avea nimic împotrivă. Nici ești nici calul. Știi ce face un electrician dacă intră în carantină? Se izolează. Am 15 ani și vin cu flexul. Scris Dima cu mesaj. Zis asta.
Mie mi-a trimis Dima. Băga mi, nu mai am niciodată să ajung la clip. S-a spart o țeavă și am bateria inundată. Stai să văd dacă s-a stricat ceva. Oh, băi, jale. Și de unde vin gâștele? Din Madagascar. Știi ce m-am făcut cu bascula? Cu chip-chiripul? Nu cu bascula. Nu. Trebuie să te mânca mai... Dar știi bancul cu podul? Nu. Pe pod trecea bascula, trătătră mânca mai... M-a făcut. E bine așa, dacă ați râs, lăsați-vă un comentariu. Și dacă, dacă n-ați râs, simțiți-vă că acum, dacă noi tot l-am filmat, amuzat. Nu avem ce să facem. Stai, mă, că știu una bună. Zi, mă! Sunt doi gemeni. Zi! Unul de celălalt. Așa. Ești urât.